Băi, salut, hai să vă zic ceva acum despre treaba asta cu... cu verificarea la ulei, cu... Verificarea, băi, ce am, băi, revin azi, băi, adică de mine zic. Cu verificarea asta obligatorie de la centrală, cum îi spunem, mă? Să veniți să faceți verificare la 2 ani, frate, cum îi spunem? Sunt verificări? Să-i faci ITP-ul la centrală. ITP-ul, că nici măcar nu face nimic. Să-i faci verificări? Nici măcar nu știu cum îi spune. Evaluarea la aia. Cu... Vine ea, mă, la 2 luni, la 2 ani de zile și îți ia 1,5 milioane. Bun. Mă sună, eu stau în chirie, da? E prima dată când prind pe așa ceva. Eu stau de 4 ani în chirie asta. Dar acum 2 ani, când a fost cineva în casa aia, eu eram cu cineva împreună și a verificat ea. Eu nu eram acasă atunci. Dar anul ăsta am fost eu acasă, că sunt singur și așa. A trebuit să fiu obligat, știi, de circumstanțe, să stau cu ăștia, să stau cu dracii ăștia. Bun. Eu am sunat proprietara, că asta e, proprietara e fricoasă. Aoleu, aoleu, verificările cu gazul. Bun, perfect. Și i-am spus dacă plătește. Și a spus, da, plătește proprietara. Aute-l, mă, ce ai, mă? Câinele. Proprietara și spune, băi, cum a fost treaba, mă? Mi-a spus că da, uite, plătesc eu, numai să fie acasă, vorbesc cu ei, i-a văzut că nici măcar, iată cum a fost faza. Mi-a dat numărul de telefon, sună-i tu. I-am stat toată, n-au răspuns la telefon și mi-a spus eu nu mai sun, că n-au răspuns la telefon și nu știu care-i treaba. Bun, și mi-a spus că dacă mă ocup eu mâine de ei, știi? A sunat, am vorbit cu ei, bine, eu recunosc, am sunat și pe la vreo 8 seara, dai seama. Și... Îmi plac că mă ocup eu mâine și să-mi spui când ești liber. I-am spus sunt oricând liber dacă știu dinainte la ce oră vin. Știi, dacă eu știu dinainte cu ceva timp, eu o să fiu acasă. Bun, perfect. Au sunat, au venit, au vorbit cu băieții, au venit și vezi că mâine la 10:30, 11 să fii pe acasă. Bun, perfect. Au venit dracii ăștia. Doi oameni, o femeie și un bărbat. Băi, asta e recenzie pentru băieți adevărați, pentru ce se întâmplă în țara asta, bă, băiatule. Bă. Pentru cum merg lucrurile și cum fac unii banii, bă, băiatule. Sunt unii care pentru 1,5 milioane muncesc de lesare căpățână. Eu luam la fabrică 1 milion pe zi. Tu știi cât munceam? Făceam între 20 și 30.000 de pași. Și eu nu așa că mergeam și făceam. Căram după mine cu transpaletul ăla, căram cutii și cutii. Și 1 milion pe zi luam. Și mă uitam așa cum au venit ăștia și au făcut 1,5 milioane. Băi, fii atent aici. Vine ăsta, mă duc că erau beți. Să moare dacă nu, femeie, era un fac de băutură. Să moare dacă nu, nu dau acum. Dar asta era părerea mea, frate. Dacă era un fac de băutură. Bună dimineața. Să moare dacă nu. Bună dimineața. Și la din spatele era cu avea un aparat din ăla, un aparat de gaz ceva, un de ăsta care verifică până sunt scurgeri. În primul rând, dacă sunt scurgeri oricum la centrală, am de ăla care oprește centrala, frate. Da, adică dacă sunt cumva scurgeri la gaz, oricum am de ăla care oprește tot gazul, da? Și poate să, poate cumva există pe undeva să-ți cumperi un aparat din ăla. Și... Hai, a venit ăsta aici. Fii cu minte, bă. Fii aici, ești, pleacă de aici, pleacă de aici, că am treabă, trebuie să vorbesc. Fii cu minte, fii cu minte, fii cu minte. Și... Băi, frate, bă, dar nu mă las ăsta. Gata, fii cu minte. Și... Să vezi, pleacă de aici, pleacă de aici. Și cum a fost, era omul în spate cu măciulia aia, da? Are o măciulie, are un, așa o chestie și are o antenă din aia care bipie, tot bipie, că nici nu știu dacă funcționează. Nu mor dacă, nici măcar nu știu dacă funcționează rahatul ăla. Tot face bip, 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 bip. Băi, intră în casă și eu am făcut curat acolo pe lângă centrală, știi? Pe lângă centrală, am zis că să aibă loc, să aibă spațiu. Să, pe lângă ghiuvetă pe acolo, exact unde e centrala, am făcut curățenie, să aibă spațiu, nu, că te duci și faci ceva. Verifici centrala aia, nu, că asta m-am gândit. Un ITP de centrală, o ceva, verifici, dacă fă ceva. Bun, vine cu măciulia aia, dă pe la țevi pe acolo și a durat 3 minute. Gata, a zis. Ce gata, am zis. Gata, asta a fost tot, nu sunt scurgeri. Cum, asta e tot, da. Și a plecat. Și numai că a rămas femeia aia, să scrie hărțogării, femeia care... Amândoi erau băuți, așa părea. Amândoi erau băieți, erau bine. După față, așa, după... Erau umflați băieții. S-au băut aseară, poate. Dar erau oameni din aia, știi tu? Categoria aia de băieți. Doi oameni. Nu știu multe. Bă, mă uitam așa. Desfă centrala aia în pizda, mă, tine.
Fă ceva acolo. Verifică presiunea aia, bate un pic în țevără, bate un pic în centrală, murdărește și te dă-te un pic la nas cu praf din ăla, cu niște negrele pe la nas. Fă-te că ai făcut ceva, să-ți dau banii ăștia. Bă, frate, asta au făcut. Un milion jumate, 3 minute a fost, că a mai durat după aia femeia aia cu hârțogăriile, cu birocrații din asta, cu... Dăm factură, dăm nu știu ce, că eu stau în chirie și nu sunt proprietarul. Du-te... Să scrii, hârțogă, nici măcar nu și-am făcut hârții. Hârtirea le-am dat la proprietar, nici măcar n-am citit de pe ele, nici am citit, am semnat și asta a fost tot, nici n-am văzut nimic. Dar a stat acolo în bucătărie, acolo centrala, a stat acolo, bă, dar cloști, găinile astea se apucă acum de lătrat. Și... Așa, ca idee, ea a trebuit acolo, bănuțul, și mă uitam așa, băi frate, cum fac cu unii banii. Și cum fac alții bani. Păi băi, eu pe ce am zis povede, deci personal, da? 1 milion pe zi luam. Și când băgam ture de noapte, adică de la 11 seara până a doua zi pe la 7, nu știu măcar, nu știu, până la ce oră, era 6 sau 10 jumate seara, până la 6 dimineața, dacă nu mă înșel, 6 jumate dimineața, luam 1.250.000. Am mai luam 25 de lei în plus. Și uite le-a cum fac așa 1.500.000, clic. Bă, ești de bun la cap. Desfă centrala în pizda, mătii. Fă ceva acolo. Ia o șurubelniță. Bagă-te acolo un pic. Bate un pic în firătanele. Bate un pic în țevăraia aia pe acolo. Că am făcut curățenie aici. Să-ți fac spațiu. Să verifică presiunea aia un pic. Fă ceva. Asta a fost tot. Băi, băiatul, nu mi-a venit să cred. Păi băi, dacă ar fi... Eu, că-i proprietara. Deci eu, băi, bune, știu că acum apar bulangiu, dar mi-o asum tot. Că-i proprietara treaba, că ea e fricoasă și că vrea neapărat. Vrei să fii în regulă, da, plătești dacă vrei. Dar dacă după mine, nu să nu mai veniți pe aici niciodată. Pentru că, gândește un pic, înainte să plece, ai văzut că, băi, dacă ar fi, că e obligatoriu, obligatoriu, știu să spună, că e obligatoriu, că e amendă, că dă-te-n pizda, mă, dă-te-n pizda, mă. Că trebuie hârțogăria aia, că trebuie să fie în regulă, bun, am de asta de oprit gazul, frate, dacă nu, să am un aparat în ăla în care să verific gazul eu, să fie cumva, nu? Păi, bă, dacă ar fi după mine, eu nu i-aș mai chema în viața mea, mă, frate, mă. Au venit niște oameni îmbrăcați, normal, în care, clic, da? Nici nu păreau profi, nici nu nimic. Au venit doar să ia banii. Asta e toată faza. Așa m-am simțit. Ah, încă un client, da? Doar să ia banii. Normal că nu iau la banii, că nu se ia de inteligenți. Erau și oameni normali. Au și o companie pe care o reprezintă, o firmă, care cred că o duc parte acolo. Cred că și-au și ei cotă parte. Că-s flămânzi, că văd că-s foarte flămânzi. Înainte să plece, au mai pus ei acolo. Adică, dacă era de obligatoriu. Atât de obligatoriu. Nu mai puneau un... Deci când au plecat, la toate, în tot blocul, au pus hârtii din alea. Veniți, faceți la centrală, la 2 ani, veniți la centrală, haideți, sunați-ne să vă verificăm gazul, să vă dăm din astea, știi, să facem verificarea la 2 ani. Băi, mi se pare mult o vânzare și disperați să facă treaba asta, știi, să facă bani, asta e mai mult. Nu-i neapărat, aoleu, siguranța oamenilor, aoleu, exact asta am simțit. Cum nici măcar nu e vorba de siguranța oamenilor, cât e vorba mai mult de... Dolari, să curgă dolarii, să vină bănuțul, să vină bănuțul. Deci mai mult fix asta mi s-a părut. Nu mi s-a părut o secundă că-i pasă de siguranță și de astea. Dacă ar fi după mine, niciodată, să vină amenda, mă doare în bască, o pătesc eu. Nu i-aș mai chema în viața mea, ci bă, ăia sunt oameni, bă, ăsta-i toată treaba de bani. Cum poți, mă? Bă, da, i-am 30 de lei. Vii până ce îmi dai 30 de lei, la revedere. Mi-ai luat 30 de lei, bun, e o chestie de bun simț. Dacă îmi vezi că unii cum fac banii și tu ai venit și ai dat cu tiu și bă, eu ți-am zis, dacă ar fi după mine, niciodată. Dacă vă sun eu odată, dacă e, și plătesc taxa aia, mi se pare ceva neregul, da. Haideți, știu, sună bulangiu și sună că-s periculos, dar am aparat de gaz. În caz că se simte o scurgere de gaz, se oprește tot. Se oprește tot, da? De ce v-aș da vouă la 2 ani? Lasă cu amenda. Nu știu acum, știu că am stat undeva, am stat într-un alt apartament 3 ani. Știu că niciodată n-am făcut revizia acolo.
Și știu că mi-a pus, știi că ai văzut, nu știu dacă știi, ai văzut că îți pune la 2 săptămâni, iar îți pune ușa acolo. Bă, sunt disperați, sunt ca aia de la imobiliare, știi? Persoană fizică, știi pe aia de la imobiliare, persoană fizică, caut apartament în acest bloc. Și ei, agenții imobiliari, sunt flămâzi, sunt rupți, nu te mai saturi de ei, nu mai scap de ei. Când primesc în cutia poștală, mi-au umplut cutia poștală cu persoană fizică, care ei sunt agenții imobiliari. Și ai văzut că fac și șmecheri din alea, fac tot fel de tehnici și ultima o tehnică din ele era aia, să scrie de mână, știi, ca și cum pare persoană fizică și să tragă la imprimantă și după aia să le taie, să le facă și să pună așa, zan, să meargă toate blocurile alea pe acolo. Îs disperați băieții, pur și simplu, îs persoană, așa și aici. Flămânzeală de bani, bă băiatule, flămânzeală de bani, bă băiatule, băi, murdărește-te pe față, fă ceva, bagă coatele în centrala aia, bagă mâinile acolo, bate în țevăra aia pe acolo, scoate capacul un pic și spune, bă, e în regulă pe aici, deci văd, centrala e foarte bună, nu știu ce, am pus da, măcar atâta. Da, el cu părățelul ăla pe-a lui pe acolo s-a dus, da, asta e tot, aici afară la o țigară, a băgat o țigărușă băiatul și... S-au mai făcut niște bani azi. Vedeți și tu un pic dacă omul ăsta prinde, că ăștia poate să facă în jur de 50-100 de oameni pe zi. Cel puțin 5, dacă se apucă de la 8 dimineața, ei fac, cred că 100 de oameni pe zi, ca popa. Așa, cu pauză, da? Păi la 100 de oameni pe zi, dai seama ce fac oamenii ăștia. 150 de oameni. Băi, frate, bani degeaba, bani degeaba, că n-am simțit că îmi vor siguranța. Am simțit doar atât. Bănuțu, să curgă bănuțu, să vină bănuțu. Asta e tot, fii cu minte. Fii cu minte. Și cam asta m-am văzut, spus, mă. Dacă ar fi după mine, să mă sune fiecare zi, bună ziua, aveți de făcut? Da, 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 amenda, vreau amenda, să-mi vină amenda. O plătesc eu pe aia. Asta aș face, recunosc doar de-a dracului. Să mor, atât de tare m-au enervat, atât de tare m-au pus, m-au enervat. Când am văzut ce fac, când am văzut cât de puțin le pasă și nu dau doi bani pe mine și pe tot ce reprezintă centrala aia și toată treaba aia. Deci, asta aș face. Bună ziua, că nu pe mine, că a sunat-o pe proprietară, da? Că asta mi-a zis proprietară, a sunat-o pe ea și a spus, băi, vezi că trebuie să venim la centrală și mi-a spus ea mie, mi-a dat mesaj mie pe WhatsApp, proprietara, și mi-a spus că vezi că mă sună ăștia în fiecare zi, că nu-mi spun de centrala asta. Hai să o facem cumva. Hai să o facem, mi-a zis, na. Cine plătește, am întrebat. Eu, perfect, hai să o facem. Dacă ai după mine, nu, eu nu sunt de acord. Să-mi vină amenda, eu așa spuneam. Să-mi vină amenda. Și mai ales acum, după experiența asta, să-mi vină amenda, perfect. Păi bă, eu mă așa. Să-mi vină amenda și după aia ne auzim. Băi, nici nu știu ce mai vreau să zic, dar nu mai contează, eu mi-am spus părerea. Dar unii pur și simplu fac banii ăștia, iau banii ăștia prea ușor de la niște oameni care lucrează prea greu, da? Iau banii ăștia prea ușor de la niște, bine, vorba aia, prost nu-i cine, prost nu-i ăla care cere, prost e ăla care dă, dar oarecum îți spunem că pare obligatoriu, asta e faza, că te păcălește că pare obligatoriu, eu cred că e păcăleală, că dacă nu era păcăleală și trebuia obligatoriu, tu crezi că mai, băi, ai văzut vreodată asigurări puse prin ușă, prin cutia poștală, asigurări, fă-ți asigurări la mașină, fă-ți asigurări, ești obligat, știi că te s-o faci, adică aia n-ai ce face, da? Așa și aici, dacă era cu adevărat obligatoriu să te simți presat, neapărat și bă, frate, nu poți să dai drumul la centrală fără chestia aia de la ei, nu mai primeai în cutia poștală, frate, atâtea reclame, atâtea, îți dau spam-uri, că e spam clasic, spam-ul ăla clasic, da? Hei! Sună-ne, să venim, să verificăm, să ce să verifici, să verifici cu aile ce să verifici, da? Eu cred că pur și simplu o făceai, da, bună ziua, tu sunai, bună ziua, haideți, vă rog frumos, când puteți să veniți aici, că a trecut 2 ani și trebuie neapărat să-mi verificați centrala, așa, da, dar așa nu mi se pare de obligatoriu, pare obligatoriu. Băi, am vorbit mult, am rupt să mor dacă nu, este un simplu subiect, hai, ne auzim, pa!